După ce a pus punct relației, Marian încearcă să o ia de la capăt. Ce ți-ai dat tu seama săptămâna asta despre relația noastră? Ce ți-am zis? Că totul a fost forțat. Nu, ca sentiment. Ce sunt pe nimic. Și nu o să mai fie niciodată ce a fost. De unde știi? Ca să-mi spune ceva din sufletul meu. Că nu o să mai fie nimic. Ai o convingere urâtă. Spune-mi de ce e o convingere... Cum te iubesc tu? Ha. Eu dacă te iau acum și te sărut. Glumă, iar. Nu, vorbesc serios. Dacă eu te iau acum în brațe și spun și te sărut și spun că te iubesc și mi-am dat seama mai mult decât trebuie. Că nu pot sta fără tine. Da. Tot convingerea aia o ai? Da. Iar mi-ai oferit siguranță. Exact de ceea ce tu ai nevoie. Exact eu de nu ceea am. Ce am nevoie. Vezi? Cum ți se demonstrează pe ce trece că nu sunt ceea ce îți dorești? Vreau să plec acasă și atâta tot. Cum vrei să pleci acasă? Când? Ți-ai ori face nominalize. De ce vrei să rămâi? Cum de ce să în competiție? Mie îmi place să duc lucrurile până la capăt. Atâta timp cât am putere să o fac, de ce să nu o fac? Bravo ție că ai putere. Sunt prea mică să știu atât de mult. Ești ironică sau? Nu. Problema nu că ești prea mică. Problema e că nu vrea să asculți ceva. Că îmi place când te enervezi. Păi, dar mă enervezi. Pur și simplu mă scoți din sărit. Știu că am mai văzut pe expresia feței tale, numai că mă așez la nervi. Putem să facem noi ce-mi face dacă iubirea nu a contat și în sentimente. Păi, da. Și ți-ai dat seama că nu ne potrivim din chestia că eu ți-am zis așa, dar de fapt acum aflu că tu de mult știai acest lucru, că noi nu ne vom înțelege, dar tu ai tot sperat. Eu mă voi schimba. Ajungi acasă, te pui cât am deja la semnință. Și tu rămâi aici și îți duci competiția până la final. Da. Poate îți vine și o iubită. Să dea Dumnezeu tot ce mai bun din lumea asta. Ieri ne spuneam te iubești și astăzi ne spunem că, adică spun că iubirea dintre noi a fost forțată. Cum s-a ajuns de la o chestie la o extremă la altă. Nici cafea nu mai e cafea, nici țigara nu mai țigara, nici somnul nu mai este. Cheful de viață a dispărut. Vezi cum e? Asta nu înseamnă că dacă râzi sau dacă faci o glumă cu cineva sau dacă vorbești cu cineva, asta nu înseamnă că ce exprimi tu ești în sufletul tău. Asta nu înseamnă că dacă stai trist, ești trist în mintea tău. Că trebuie doar să pari. Iar nu faci față. Vrei să mă înjuri fău? Nu. Vrei să-mi dai vreo palmă fău? Dar nu mă face falsă. Eu chiar nu știu să fiu falsă. Știu că adevărul doare, dar întotdeauna este cel mai bun. Bine, și eu poate ca un om rănit reacționez așa. Și îmi fac eu fel și fel de gânduri. Care la un moment dat o să-mi dau seama dacă le-am spus pentru că au fost adevărate sau le-am spus pentru că doar am fost rănită și nu știam la ce să înțeleg și ce să cred în toată chestia asta. Unde dragoste nu e, nimic nu e, nici soare nu e, nici viață nu e, acolo unde nu e.